doctor Lăzăroiu, care am înțeles că este și raportor în cauză, m-a întrebat dacă, din punctul meu de vedere personal, articolul 29 din legea 78/2000 mai este sau nu mai este în vigoare. Am făcut precizarea că îi dau răspuns doar din punct de vedere al judecătorului Tarcea și nu din punctul de vedere al reprezentantului în alte curți. I-am relatat faptul că de-a lungul timpului, după intrarea în vigoare a legii 247/2005, la toate instanțele s-a pus această problemă dacă mai este în vigoare sau nu mai este în vigoare textul articolului 29, având în vedere toate modificările legislative ulterioare și dispoziția de principiu din legea 247 care impune ca toate reglementările anterioare contrare să fie abrogate, în condițiile în care nici doctrina, nici jurisprudența stabilită nu a dat o soluție tranșantă cu privire la acest lucru, urmează să vedem astăzi, poate o va tranșa Curtea Constituțională și această problemă. Ca președinte al Înaltei Curți, răspunsul dumneavoastră la întrebarea asta ar fi fost diferit? Nu mi s-a pus această întrebare. M-am gândit la un moment dat să mergem și pe varianta asta, dar tocmai pentru că chestiunea de drept nu a fost tranșată, am spus că este mai bine să mergem pe lucruri clare și tranșante și mai puțin pe speculații. Ați invocat o excepție pentru inadmisibilitatea sesizării, pentru că vicepreședintele Camerei n-ar fi putut să facă această sesizare, chiar dacă erau delegate atribuțiile, în condițiile în care a fost acceptată sesizarea cu privire la protocoale, dacă vă amintiți, făcută tot de Florin Iordache, tot cu delegarea atribuțiilor. Aveți încredere, sperați ca judecătorii CCR să admită excepția invocată de dumneavoastră în cazul de față? Păi, din punctul meu de vedere, trebuie să-și respecte propria jurisprudență stabilită prin decizia Curții Constituționale la care am făcut vorbire. Este adevărat că sesizarea în ceea ce privește protocoalele încheiate între SRI și parchetul a fost făcută, parchetul de pe lângă Înalta Curte, a fost făcută tot de președintele, vicepreședintele Camerei Deputaților, dar la acea dată nu era publicată încă decizia Curții Constituționale, iar soluția în ceea ce privește decizia pe protocoale a fost de asemenea pronunțată înainte ca Curtea Constituțională să motiveze decizia pe care a pronunțat-o în conflictul dintre prim-ministru și președintele României. Deci este ulterioară acelui moment.